nu te-ai manifestat. Nu, 11 iunie pentru mine este o zi tristă, o zi de doliu, deoarece în această zi, în anul 1992, împreună cu primul batalion a brigăzii cu destinație specială Fulger, ne-am deplasat în orașul Tighina pentru a acorda ajutor colaboratorul comisariatului de poliție care erau încercuiți de către gardiști și de către forțele căzăcești, mercenarii care luptau de partea lor. Au fost lupte crâncine. În aceste lupte au căzut cu moarte de erou 63 de polițiști, oho, dintre care și Sergiu Culaschi, pe care îl vedeți, împreună cu prietenul său Alexandru Ticot și alți colaboratori de poliție. Spre regret, noi orașul l-am eliberat de forțele separatiste, gardiști, mercenari, însă a fost ordinul de retragere și până în cele din urmă orașul a fost cedat separatiștilor, sub controlul căruia se află și în ziua de astăzi. Se primește că aceste jertfe au fost zadarnice. Camarazii noștri au căzut cu moarte de erou, nu numai polițiștii, dar și ostași, recruți, înrolați în Armata Națională, o bună parte din voluntarii care au venit în ajutorul nostru. Pentru aceea îmi plec capul și îi zic Dumnezeu să ierte. Ieri la varniță a fost, nu azi. Celălalt nu trebuie. Ieri, bine, celălalt. Hai, eu s-o prind. Hai.